încerca să preluăm toate întrebările dumneavoastră în timp real, să răspundem la o parte din ele, iar cele care sunt mai generale și mai interesante să primească un răspuns direct oral la finalul prezentării. Cam asta despre modalitatea de desfășurare. Eu m-aș opri aici și aș da cuvântul domnului rector Florin Drăgan ca să facă introducerea pentru prezentarea care urmează să fie audiată astăzi. Te rog, Florin. Ok, mulțumesc, Radu. Bună ziua tuturor! În primul rând, aș vrea să o prezint pe Diana, chiar dacă din faptul că, adică din numele care au apărut, cred că o bună parte dintre participanții la această întâlnire o cunosc. Este directorul Centrului de e-learning al Universității Politehnică Timișoara, cu responsabilități în planificarea și implementarea învățământului la distanță și a integrării și utilizării tehnologiei educaționale online pentru toate formele de învățământ. După cum știți probabil cu toții, asta la baza campusului virtual al Politehnicii, campus care a fost folosit intens pentru până în acest an, în special pentru învățământul la distanță, dar a fost folosit și pentru partea de master, a cursului de master la ZIA Universității Politehnica. Acum, iată că am fost într-o situație foarte bună, chiar dacă în această perioadă nu foarte bună pentru comunitatea noastră, dar ne-am aflat cu un pas în față și am putut să lucrăm intens de la începutul acestei perioade în zona de online. Diana este lector în tehnologii, spun Diana pentru că așa o știm cu toți, este lector în tehnologii multimedia și web, cu activitate de cercetare intensă la nivel internațional, prin diverse proiecte cu finanțare europeană, are peste 17 cărți, 80 de lucrări științifice, 11 Best Paper Awards. După cum știe, pasionată de utilizarea tehnologiilor, promovează utilizarea resurselor deschise, știți foarte bine de MOOC, a dezvoltat Unicampus, cursul online în România, probabil una dintre primele inițiative de acest gen în țara noastră. Și pe lângă aceasta este și puternic implicat în activitatea comunității științifice prin funcții de conducere în asociații internaționale, vicepreședinte Eden, IEEE România și are un rol și în sprijinul comunității regionale de tip startup și inovație sau responsabilitate socială. Acum, să zicem pe scurt, în final, pot să spun că îi cunoaștem energia, o cunoaștem foarte bine. În ultima perioadă, această energie a fost canalizată odată în plus spre toată această activitate de online și cred că Politehnica s-a bucurat foarte mult de tot ce înseamnă suportul oferit de campusul virtual, de cel și, bineînțeles, de Diana și de oamenii de acolo. Te rog, Diana, poți să-ți începi prezentarea. Mulțumesc foarte mult, Florin, mulțumesc foarte mult, Radu, bine ați venit tuturor, mă bucur foarte mult că suntem împreună. Am inițiat aceste webinarii fiindcă ne dorim să putem să colaborăm împreună, să aflăm ce facem unii cu alții și cum putem să ne distribuim această cunoaștere, cum putem să accesăm mai multe resurse. Am o prezentare făcută, realizată și pe care am să încerc să mă duc destul de repede peste ea. Îmi cer scuze dacă aceasta va fi situația și că vi s-a părea că mă duc poate prea repede sau ceva de genul acesta. Am să încerc să fiu cât mai subțintă, ca să zic, în prezentarea pe care o voi face. Acestea este informațiile generale despre acest webinar, care este realizat, așa cum deja știți, împreună cu secțiunea IEEE România, cu Asociația Eden, cu Alianța Română a Universităților Tehnice și în fiecare săptămână ne propunem să facem cel puțin 8 săptămâni aceste webinarii, în fiecare zi de miercuri la ora 16 să ne vedem online, iar Centrul de e-learning din Universitatea Politehnică din Timișoara va asigura tot timpul interfața și structura tehnică, chiar dacă vor fi de fiecare dată alte universități care vor prezenta. Prezentarea mea este de la educația în campus la cea online și am să vreau să fiu foarte succintă pentru că pentru noi în această perioadă a fost foarte dificil. În primul și în primul rând pentru că Politehnica este în cel al 100-lea an de existență. Era pregătită să aibă o multitudine de acțiuni și de evenimente și de întâmplări care să se întâmple
live, în locație, în Timișoara. Să sperăm că în noiembrie, 11 noiembrie, când avem de fapt exact aniversarea Universității, vom reuși să sărbătorim împreună, să ne îmbrățișăm și să petrecem, să fim toți sănătoși și fericiți în acel moment. Dar fiindcă trăim o perioadă ceva mai dificilă, eu cred cu tărie că această perioadă poate să însemne în primul și în primul rând o schimbare. O schimbare a paradigmei, a modului nostru de a gândi și de a interacționa. Toată lumea vorbește despre aceasta, că lumea nu va mai fi la fel. Eu sper că educația să se îmbunătățească, să nu mai fie la fel și să ajungă să înglobeze mult mai multă tehnologie folosită corect. Toată activitatea mea din ultimii 20-25 de ani a fost în jurul tehnologiei, dar mai ales în a încuraja utilizarea corectă și eficientă a tehnologiei. Aceasta a fost întotdeauna dorința mea cea mai mare și îmi permit să-l parafrezez aici pe Albert Einstein, care a spus întotdeauna că măsura inteligenței este abilitatea ta de a te schimba. În momentul în care te schimbi, te îmbunătățești constant și vrei să faci lucruri noi constant, de-abia atunci poți să spui că îți dovedești atât inteligența, dar cât și empatia, cât și integrarea și, să zicem, colaborarea în interiorul societății. Cel mai important lucru pentru noi toți în acest moment este schimbarea paradigmei educaționale, mai ales în învățământul universitar, dar și în cel preuniversitar. Poate o răsturnare de situație a fost dușul rece care ne-a trebuit tuturor, în care să realizăm că trebuie să învățăm și să știm să facem lucrurile mai altfel, că suntem în secolul 21 și că foarte multe lucruri trebuie să fie îmbunătățite și modificate. Există foarte multă teorie și foarte multe scrieri și articole în această perioadă. Noi le-am strâns și la sfârșit am să vă arăt unde le veți putea regăsi pe multe dintre acestea. Acest articol mie mi s-a părut cel mai așa interesant, fiindcă vorbește despre educația online emergentă, deci de urgență. Nu este ceea ce noi care lucrăm în educația online de mai multă vreme numim ca și educația online, pentru că ea reprezintă de fapt doar o bucățică mică din ceea ce noi facem și interacționăm sau putem să vedem și să arătăm în zona de online. Fiindcă acum de fapt noi am transpus ceea ce se întâmpla în campus, în situ, da, în locație, într-o secțiune online. Și această trecere a fost pentru foarte mulți dintre noi profesori, administratori de învățământ superior sau de învățământ preuniversitar, studenți și elevi, o trecere foarte bruscă, s-a întâmplat de la o zi la alta, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria educației și nu a fost foarte ușor de făcut din multe perspective. Ne-am structurat prezentarea pe trei capitole foarte mari și prima o să fie foarte pe scurt, am să vorbesc despre partea de management și de strategie. Fiindcă am fost implicat, așa cum Florin Drăgan, domnul rector și cu președintele Senatului, profesor Vasiu, au spus, de la bun început în activitățile online, pot să vă spun că noi am fost destul de rapid, ne-am adaptat. Deja în 13 martie aveam un plan și o strategie pentru trecerea completă în online. Ea a fost făcută publică, a existat explicații, sesiuni de pregătire, informații, inclusiv ghiduri care au fost integrate și oferite profesorilor și după aceea și studenților. A fost destul de așa, pe repede înainte făcut. Pot să spun că prima săptămână a fost, Florin îi place să o numească un buffer, deci noi am încercat să modificăm cât se poate de mult din campusul virtual, să-l adaptăm, să facem sesiuni de training și mai ales să creăm cât mai multe metodologii. Am avut și avantajul major că campusul virtual, care este o platformă bazată pe Moodle, exista, era folosit deja de foarte multă lume, veți vedea niște cifre mai încolo, și acest lucru ne-a permis să putem să-l integrăm destul de repede. Adică facultățile și cursurile care nu au existat în campusul virtual să fie destul de repede integrate și utilizate, fiindcă ele existau, deci erau într-un mod, noi zicem, dormit. Deci ei erau într-un mod mai lent, mai ascuns, era folosit doar așa ca mici suport informațional în acea perioadă. Care a fost planul de acțiune pentru aceasta? Deci ca să trece educația online, care e planul de acțiune și care sunt de fapt ceea ce noi vă oferim ca experiență în acest moment și care cumva
a fost primul lucru pe care l-am făcut cu cadrele didactice din Politehnică în sesiunile de pregătire cu ei. În primul și în primul rând am făcut un plan de acțiuni inițiale, care în primul rând a însemnat transferul cursului identic cu ceea ce exista în, să zicem, în mediul, în campus, cu ceea ce exista în cursurile și în seminariile, laboratoarele și proiectele inițiale în online. Problema a fost că multe dintre cursuri erau foarte lungi, au existat probleme de conectare la început. Faptul că mulți au crezut, ok, ne mutăm cu cursul online, ținem videoconferință, câte ore am avut față în față, atâtea vom ține și în online. Asta a fost ideea inițială a multora dintre colegii noștri și sunt convinsă că acest lucru s-a întâmplat de, cam peste tot poate în țară. Și au spus că mergem și ținem 2 ore de curs, 2 ore de laborator, 1 oră de proiect cu studenții în online, încercăm să le arătăm ce putem să le arătăm, ce activități avem, multe dintre laboratoare și din activități aveau simulări, erau filmate, restul le vom, ce nu putem să facem fizic cu ei, vom încerca să facem când ne vom întoarce în campus. Aceasta a fost politica pe care cele mai multe dintre cadre didactice au încercat să o adopte în ziua zero, cum ne-i numim. Problema este că astfel lipsește interacțiunea. Este foarte neinteresant, este mult prea lung, mult prea obositor pentru studenți. Acest lucru noi cumva l-am știut, dar a fost destul de dificil să facem ca absolut toată lumea din Politehnică să înțeleagă acest lucru și să înțeleagă că studenții învață altfel online, că trebuie să ne folosim de facilitățile și de avantajele pe care mediul online le are pentru a putea să utilizăm la maxim această perioadă. Și aceasta pentru, din perspectiva noastră, a însemnat în special pregătirea unei perspective pe termen mediu și lung. Cum am făcut asta? Prin schimbarea paradigmei. Deci putem să spunem că am impus o schimbare a paradigmei a modului de desfășurare și acest lucru poate s-a întâmplat datorită faptului că noi am putut să colaborăm împreună, existăm o echipă foarte bună la centrul de e-learning, am colaborat cu administratori și cu decanate și cu toate instituțiile din universitate, entitățile din universitate, încât să putem să livrăm o structură de educație online mult mai adecvată învățământului online, care să se mute cumva din această zonă de urgență într-o zonă de perspectivă pe termen mediu și chiar pe termen lung, lung însemnând și pentru la anul, deci perspectivele prin care noi putem să ne îmbunătățim sistemul educațional și modul de livrare al educației în Universitatea Politehnică, inclusiv și la an. Primul lucru a fost partea de tehnologie. A trebuit să fim siguri că din punct de vedere tehnologic, fiindcă ne-am mutat complet online, totul este disponibil și este fezabil și se poate integra. Pentru aceasta am folosit în special campusul virtual al Politehnicii. Asta a fost și de acest lucru e nevoie. Este una dintre entitățile obligatorii de care orice universitate sau o școală are nevoie, un learning management system, un sistem integrat online, care să permită accesarea tuturor entităților, informațiilor într-un mod online. Acesta e un grafic care, vedeți, vă arată de la începutul anului universitar și acum. Nu cred că e nevoie să-l mai prezint. Poate că doar cifra la care s-a ajuns sus, 160.000, e o cifră pe care ar trebui să o spunem și puteți să vedeți ce a însemnat această creștere. De exemplu, vârfurile anterioare au fost vârfurile de sesiune, de predări de proiecte. Da? Ultima săptămână de școală din semestru de predare este un vârf întotdeauna, fiindcă sunt foarte multe activități care se predau, când se comunică mult cu studenții, se stabilesc examenele, etc. Dar nimeni nu a putut să prevadă ceea ce s-a întâmplat după aceea și ceea ce se întâmplă în continuare în campusul viitor. Virtual, așa îl numim noi platforma noastră de Learning Management System. După cum vedeți, inclusiv numărul de utilizatori a crescut exponențial. Deci ce a fost după 11.000, ce s-a adăugat și care e numărul total. Da? Deci noi nu am adăugat atât de mulți utilizatori. Utilizatorii aveau conturi deja pe campusul virtual și erau foloseau, să zicem, campusul virtual, dar într-un mod mult mai redus, așa, într-un mod mai lent, mai integrat, doar ca suport, dar de asemenea, cum să zic, a crescut exponențial și numărul de accesări pe lună. După cum vedeți, asta a fost cel mai mult. Deci dacă noi până
să zicem, în 10-a 3-a, în 10 martie, am avut 3 milioane și jumătate de accesări pe lună, acum am ajuns 18 milioane de accesări pe lună. Sunt simultan în campusul virtual undeva între 2000 de utilizatori care accesează constant și continuu în fiecare moment al zilei, uneori chiar și noaptea la 3 avem vârfuri de utilizare. Acest lucru a permis, să zicem, partea de bază. Deci ceea ce a constat în, să zicem, în structurarea informației și a resurselor educaționale și a suportului constant. Deci ceea ce noi numim inima învățământului online acum în Politehnică. Ea a fost sprijinită puternic și de multe alte unelte. Prima a fost cea de utilizare a unor videoconferințe online. Aici noi am folosit o paletă de resurse, putem să spunem că cele două cele mai folosite sunt Zoom și Microsoft Teams și pe scurt am să vă zic care sunt pro și contra pentru fiecare dintre ele. Am achiziționat canale de Zoom, am achiziționat un pachet complet educațional cu Zoom, noi foloseam la centru de e-learning de ceva ani Zoom, cunoșteam destul de bine unealta și de ce o foloseam? Pentru că studenții de la învățământ la distanță preferă întotdeauna să-și folosească conturile și adresele de e-mail personale sau uneori chiar cele de servici, mulți dintre ei lucrând, nu cele pe care Universitatea Politehnică le oferă. Noi întotdeauna am considerat, mai ales poate și din experiența mea anterioară lucrând în alte țări și în alte universități, că aceasta este metoda cea mai bună și în interesul studentului de a comunica cu el. Trebuie pe student să-l lași să-și aleagă, mai ales în condițiile actuale ale GDPR-ului, modul în care comunică cu tine. Nu este atât de ușor, pentru că întotdeauna trebuie să te adaptezi nevoilor studentului. Pentru aceasta, utilizarea Microsoft Teams a devenit ușor mai dificilă, mai ales cu numere mari de studenți. Deci atunci când vorbim de cohortă de 100, 200, 300 de studenți care sunt înscriși pe o disciplină pentru un curs, este foarte dificil să poți să-i adaugi pe toți sau cu toți să lucrezi în Microsoft Teams în condiții bune. De aceea ne-am recomandat folosirea unor canale profesioniste pe care Politehnica le are pentru în Zoom, ceea ce a permis, să zicem așa, transmiterea doar a unui link, comunicarea ușoară între studenți a acelui link de acces cu parolă în anumite cazuri și înregistrarea lui. Plus că calitatea înregistrării, mai ales a sesiunilor de curs sau de laborator sau de seminar, în Zoom este un pic mai bine. Tehnic, fișierele MP4 sunt considerate de o calitate mai bună. Transmiterea video și a semnalului este mult mai bună, se pierde mult mai puțin din semnal, din partea de audio și de video, mai ales cu numere mari de studenți. Am mai folosit WebEx și Hangouts cu câteva dintre ei. Pentru seminarii, laboratoare și interacțiuni directe, mulți dintre colegii din Politehnică folosesc Microsoft Teams pentru că este mult mai ușor să poți să interacționezi direct cu studenții, să le arăți resurse, Microsoft Teams și uneltele de Microsoft fiind ca și Zoom, toate acestea au fost integrate ca și module în campusul virtual. Deci, de aceea am numit noi campusul virtual inima. Deci au putut din campusul virtual să poată să meargă direct în aceste unelte și să interacționeze direct cu ele. Celălalt lucru pe care noi l-am făcut, nu numai tehnologic, ci și instrucțional, într-un fel, a fost suportul. Există la ora actuală ceea ce noi numim cursul de tutoriale pentru profesor, care este cel mai vizitat curs din campusul virtual al Universității Politehnica din Timișoara, fiindcă, menține absolut toate informațiile necesare pentru pentru profesor. Un curs similar există pentru studenți și unul pentru administrativ, plus că studenții mai au un curs care noi îl numim student at UPT, noi le numim cursul pe toate, unde ei pot să interacționeze și unde au parte și de suport psihologic, unde au parte de suport în carieră în acest moment, suport de educație fizică și de sport în această perioadă și unde se comunică foarte, foarte des cu ei, pe lângă tutorialele la care au acces. La ora actuală, noi avem realizate peste 50 de tutoriale pentru diverse abilități unelte. Foarte multe ghiduri pentru uneltele atât din campusul virtual, cât și unelte care sunt externe și pe care noi le-am sugerat pentru a fi utilizate, în special pentru a mări interacțiunea cu studenții în timpul acestei perioade și nu.
Am integrat de asemenea webinarii zilnice. Doar în ultima perioadă le-am mai rărit, adică în ultima săptămână, am ajuns la numărul 16 de webinarii în această perioadă. Unele dintre ele au durat și câte 3 ore, în care, pe lângă o prezentare de unelte și de abilități, dar în context educațional, prezentările nu au fost niciodată tehnice, ci au fost întotdeauna focalizate la ce este necesar a cealaltă, ce este experiența educațională atât a noastră, a celor care folosim de mai mult unelte online, dar și a cercetării și a, să zicem, guru, celor mai experților în zona de online learning din lume, pe care îi cunoaștem și cu care lucrăm de ceva vreme și la care am avut acces la foarte multe informații. Și acestea au fost prezentate profesorilor și cadrelor didactice din Politehnică. Nu odată spațiul de acces în aceste întâlniri online, care e limitat la 300 de participanți simultan, a fost depășit. De cele mai multe ori, aceste webinarii au fost urmărite online, ele ating sute de vizualizări online, ele sunt libere, le puteți găsi și dumneavoastră, sunt integrate absolut toate în canalul nostru de YouTube. Pe lângă acestea, am realizat un FAQ și am răspuns la e-mail destul de des, sunt, au fost sute de mail-uri, mai ales în prima perioadă, acum au coborât spre 50 de mail-uri zilnice pe adresa de suport care noi o utilizăm din partea profesorilor și a studenților. Cum vedeți, aici sunt tutorialele, ele sunt și publice, noi am considerat că absolut conform crezului nostru că absolut tot ce facem trebuie să fie cât mai liber și cât mai accesibil tuturor și ele sunt multe, ca și acestea cu licență de Creative Commons, deci de licență liberă, au permis să le putem publica și pe site, deci nu numai în interiorul campusului virtual și puteți să le folosiți și dumneavoastră, vă încurajăm. Aceasta este una dintre capturile din timpul celor 16 webinarii pe care le-am organizat, atât eu cât și colegii mei. De multe ori a venit inclusiv domnul rector și am înțeles, poate să vorbească despre acest lucru pe dânsul, cum a fost să interacționeze online cu cadrele didactice din Politehnică și cu studenți. Celălalt lucru pe care vreau să vi-l arăt este foarte pe scurt planul de acțiune. Deci ce experiența noastră cea ne-a determinat să îndemnăm cadrele didactice să facă și poate că puteți și dumneavoastră să luați ceva din aceste exemple și să le utilizați pe viitor. În primul și în primul rând, primul lucru care trebuie gândit și făcut în momentul în care încep să predai, mai ales în online, când nu poți să adaptezi atât de ușor și din mers, primind un feedback instantaneu în timpul cursului, seminarului sau laboratorului, este ceea ce tu numești care este rezultatul educației. Și acestea trebuie obligatoriu să fie foarte bine definite și clare, atât dumneavoastră, cadrelor didactice, cât și studenților, mai ales pentru următoarele săptămâni. Trebuie să știi exact ce dorești ca studenții să învețe, să experimenteze și să dobândească, să știe, să cunoască ce abilități vor trebui ei să aibă la sfârșitul semestrului sau peste o lună. Acest lucru noi îl facem foarte des. Este parte din silabus, din competențele pe care noi le avem. Dar acum ele a trebuit spart într-un plan săptămânal, în resurse mici, într-un plan pentru fiecare curs, pentru fiecare laborator. Iar acest lucru a trebuit să fie validat prin activitățile pe care le puteai face cu studenții în mediul online și ce rezultat doreai să obții cu studenții la final, ce tip de activitate și de rezultat dorești să faci. Noi am sugerat că acest lucru să fie foarte clar, foarte bine structurat și prezentat studenților într-o pagină care să existe în campusul virtual, iar toate activitățile și cu sarcinile pe care studenții le-au primit să aibă termene foarte clare, iar acestea să fie integrate în calendarul din campusul virtual, încât toți studenții să cunoască exact ce au de făcut, când au de făcut. Este mult mai ușor să înveți, să faci orice activitate când știi ținta. Știi unde vrei să ajungi. Știi exact ce se așteaptă de la tine, ce trebuie să faci. Și ținta nu trebuie să fie doar una generală. A, la sfârșitul semestrului avem un examen, trebuie să terminăm un proiect. Nu. Ea trebuie să fie o țintă săptămânală. Spartă în bucăți mai mici. Fiecare, tot timpul, studentul trebuie să știe, mai ales în mediul online. Suportul studentului în mediul online este vital, mult mai important decât poate în cel față în față când interacțiunea este diferită. De asemenea, am sugerat să se realizeze și notificări către studenți, încât studenții să cunoască tot timpul ceea ce au de făcut, încât să existe și această interactivitate cât mai mare. Aceasta a rezultat prin acest grafic. După cum vedeți creșterile peste tot, știu că sună ciudat,
dar care arată efectiv ce tipuri de resurse s-au realizat și s-au făcut în această perioadă. Bineînțeles că cel mai mult sunt folosite fișierele, da? Deci încărcarea de fișiere de resurse educaționale standard sunt foarte multe. Dar îmi permit să vă atrag atenția și asupra altor numere foarte mari. Teme de casă, bloguri, da? Wiki-uri, quiz-uri foarte multe, forumuri în care se comunică, forumuri de discuții și de resurse și de reflexie a informațiilor, inclusiv integrările de HYP și sesiunile de Zoom care sunt integrate complex sau laboratoarele virtuale. Bineînțeles, cum am zis, fișierele de toate felurile și dosarele și resursele existente sunt numerele cele mai mari. Ce a fost pasul pe care noi l-am încurajat pentru cei care nu le aveau sau nu le aveau la zi, ultima variantă sau cu ultimele informații, să se integreze absolut toate materialele de curs, laborator sau de proiect în format digital în campusul virtual? Ele au fost realizate într-o multitudine de structuri și de resurse, care au fost fie simple PDF-uri, ne-am încurajat puternic PDF-uri, fiindcă peste jumătate dintre studenții politehnice accesează campusul virtual prin platforme mobile sau prin aplicația mobilă, atât în Android cât și în iOS, iar existența unor alte tipuri de fișiere este mult mai greu de gestionat de pe interfețele mobile. Pagini web cu foarte multe imagini, cu elemente multimedia, cu simulări, cu video realizate atât de în campus, sunt foarte multe video filmate în laboratoare și în, să zicem, în sălile Universității Politehnica de-a lungul timpului sau chiar și acum unele dintre ele, cât și foarte multe alte resurse online care au existat din alte locații. Aceste resurse au fost integrate toate în campusul virtual. Ceea ce noi am încurajat este interacțiunea mai ales în zona de video și pe toate materialele. Posibilitatea ca studenții să ia notițe direct pe material, încurajarea lor, instrucția lor cum să facă acest lucru. De exemplu, aici este un exemplu de integrare cu HYP pentru un video, care e un video care este de pe YouTube, realizat de alte universități, este o resursă educațională deschisă, un OER, cum noi îl numim, care a fost integrat cu un test, cu întrebări, atât în interior, care sunt întrebări de autoverificare a cunoștințelor și care încurajează studentul să înțeleagă, să urmărească și să înșusească mai bine, poate, cu siguranță mai eficient, cunoștințele pe care le au despre un anumit subiect. Aceste resurse au fost constant încurajate. De mai bine de 10 ani, Centrul de e-learning organizează foarte multe workshop-uri, sesiuni de training, ghiduri de integrare a resurselor educaționale online deschise și a cursurilor online. Așa cum și domnul rector a menționat, noi am creat inclusiv Unicampus, care este o platformă online deschisă, liberă, cu cursuri și cu resurse. Acest lucru l-am sugerat în continuare cadrelor didactice, măcar la nivel de integrare de resurse educaționale. Dar pasul următor a fost realizarea și de activități pe baza acestor resurse educaționale online, de cursuri online libere, care să permită studenților descoperirea, învățarea online, în alte cursuri, în cursuri pe care cadrul didactic, de exemplu, le indică, le recomandă, le-a validat calitativ deja, și reflexia asupra ceea ce învață, plus urmată după aceea de o prezentare în întâlnirile online a ceea ce au învățat, a experiențelor proprii de acolo și prezentarea unui subiect îngust, foarte specializat, care a fost învățat într-un alt curs online de tip MOOC, da? Deci Massive Open Online Courses sau resurse web. Nu voi insista aici, pentru că al treilea webinar, care va fi peste două săptămâni, împreună cu colegele mele, Carmen Holotescu și Gabriela Grosec, va fi dedicat integral integrării resurselor educaționale deschise și a MOOC și altor exemple într-un curs. Am încurajat constant și continui să încurajez pe absolut toată lumea, așa cum și noi o facem, să colaboreze cu colegii din România și din străinătate. Poate că sunt idealistă, dar mi-aș dori foarte mult să putem să avem și noi în România, nu știu, un Merlot, care să nu fie în engleză, deci o platformă online de resurse educaționale, ci în română,
unde să putem să avem împreună ceea ce am dezvoltat ca și resurse educaționale, ca și simulări, ca și exemple multimedia din laborator și din proiect și pe care să le punem împreună și să le putem reutiliza cu toții dintre noi. Poate că acum este momentul ca noi chiar să realizăm acest lucru. Știu că foarte mulți colegi dintre ai mei au făcut acest lucru și continui să cred că aceasta este singura noastră șansă de a depăși această perioadă cu bine, cu succes, cu utilizarea corectă a tuturor resurselor, să colaborăm cu toții și mai ales și cu colegii din străinătate, acolo unde se poate și unde este indicat. Ce activități am sugerat noi să se facă sau am indicat că ar fi cele mai bine? În primul rând am indicat tuturor să reflecteze foarte adânc, foarte profund asupra ceea ce se întâmplă, ce făceau în campus, să spargă minute ceea ce se întâmpla atât la curs cât și în sesiunile de laborator sau de seminar sau de proiect și să-l gândească exact ce din acele obiective, din acele activități se puteau transfera în zona de online. Astfel au rezultat foarte multe activități individuale, dar mai ales de grup, care se pot realiza în spațiul online. Proiecte, am încurajat partea de reflexie, este foarte indicat ca studentul să aibă timp să gândească de ce face ceva, nu numai să facă un proiect sau o activitate, acest lucru se poate realiza foarte ușor prin bloguri, prin forum de discuții, în care profesorul să aibă o singură, să zicem, intervenție ceva mai simplă, așa de supervizare doar a celor informații și să încurajeze studenții să își împărtășească cunoștințele și ceea ce au învățat, de fapt, din anumite experiențe și activități pe care le indicăm. De asemenea, acest lucru se poate face în wiki-uri, în rapoarte de proiect și de activitate și mai ales în prezentări. Noi am încurajat puternic ca studenții să primească ceva de făcut, poate chiar pe bucăți curte, care chiar să se întâmple în acea zi sau în acel moment, să caute ceva pentru 10-15 minute și după aceea să vină să prezinte fiecare în timpul întâlnirilor online ce au găsit. Care a fost lucrul cel mai interesant pe care l-au găsit? Ce cred că poate să fie aplicat? Sau să gândească anumite lucruri, să le arăți un video sau un curs, cum i-au avut acces la toate materialele înainte de întâlnirea față în față și să încurajez că atunci la întâlnirea față în față care se întâmplă online, ei să reflecteze, să prezinte ceva, să vorbească ceva, pentru că acest lucru le întărește capacitatea lor de a analiza, de a gândi și de a sintetiza informația, care este poate nu numai pentru inginer, cred că pentru absolut orice absolvent de învățământ superior, una dintre abilitățile cele mai importante. La fel, i-am încurajat pe mulți să încerce să creeze astfel cum am creat și noi. Veți vedea că foarte multe dintre tutorialele și dintre exemplele pe care noi le-am făcut de-a lungul anilor sunt, de fapt, realizate împreună cu studenți de la master și din anul terminal de la inginerie. Resurse educaționale. Să creeze conținut care să devină după aceea parte din materialele și din resursele educaționale la care atât studenții din acest an, cât și studenții din anii viitori vor avea acces. Acesta este unul dintre exemplele, de exemplu, de prezentarea unei activități. Studenții au avut de realizat un blog și au trebuit să-l prezinte online fiecare pe rând, să discutăm și toți studenții și-au dat, să zicem, opinia pe aceasta. Aceasta este parte din evaluarea lor de cunoștințe, deci a fost parte din ceea ce ei aveau de făcut și care a fost notată, fiindcă am dorit foarte mult să schimbăm paradigma de examen și voi vorbi în curând și despre aceasta. Cum dai feedback studenților? Cum poți să îi urmărești și să le dai feedback constant la progresul lor? Trebuie să vă gândiți ce făceați în campus și cum să faceți acest lucru în online. Noi am recomandat să transmită mesaje prin forum, individuale și uneori la 2-3 zile, încât studenții să-și păstreze un interes pentru acel curs, acea disciplină și de asemenea să știe ce au de făcut. Să urmărească activitatea studenților, să încerce să-i motiveze să-și îndeplinească activitățile și sarcinile și de asemenea să fie foarte atenți la încărcarea studenților. A existat foarte multe discuții în ultima perioadă privind încărcarea studenților. Anumite specializări și anumiți studenți au avut sesizări că sunt mult prea încărcați, că au depășit, să zicem, o limită care era chiar și pentru când ei erau în campus, deci când se făcea învățământul față-înfață tradițional, alții din contră că este mult mai lat. Ar trebui să păstrăm aceeași normă peste tot,
Și acest lucru a fost recomandarea și lucru pe care noi am lucrat foarte mult în ultima săptămână, să încercăm să păstrăm o încărcare a studenților undeva între 30 și 40 de ore cu toată activitatea asta, însemnând și ceea ce au ei de lucrat suplimentar, nu doar întâlnirile online. Întâlnirile online trebuie să reprezinte maximum jumătate, 10 ore pe săptămână. N-ar trebui să depășească 10 ore pe săptămână întâlnirile online, fiindcă sunt mult prea obositoare, consumă timp și ele, dacă nu au interacțiune, dacă sunt o simplă prezentare, nu își atingă scopul. Așa cum am zis, cuvântul de ordine în această comunicare este interacțiunea. Și foarte important este, trebuie să știți clar cum veți comunica cu studenții. Cum vor putea ei să comunice cu dumneavoastră? Ce tip de informații vor solicita și cum veți putea să răspundeți? În acest moment nu mai puteți să răspundeți studenților peste 2 zile, 3 zile sau peste o săptămână. Răspunsul ar cam trebui să vină în aceea zi sau maxim în 24 de ore. Acest lucru a fost din nou indicat cadrelor didactice. Noi am încurajat două modalități de educație. În primul rând, cel asincron, prin care cadrele didactice, tutorii, au pus la dispoziția studenților toate materialele de curs înainte de accesul lor online, să zicem. Ceea ce se numește în termenii de specialitate flipped classroom și sunt convinsă că este foarte cunoscut și există foarte multe modele de cum se realizează aceasta. Studenții au accesat materialele de curs, iar întâlnirile au fost stabilite pentru discuții și întrebări. De multe ori, una dintre întrebări sau una dintre discuții a fost prezentată studenților chiar o zi înainte de întâlnirea online, în care am încercat, să zic aici din experiența mea proprie de cadru didactic, să le spun studenților ce voi vrea să discut cu ei la acea întâlnire. Pe ce se bazează acel material de curs și ce vreau eu să înțeleagă din acel material de curs. Care e întrebarea la care vreau să putem să discutăm împreună? Materialul de curs să fie doar suportul pentru a reuși să descoperim împreună cu ei răspunsurile posibile la întrebările pe care ni le pune. În acest mod, studenții devin mult mai motivați în a putea participa la sesiunile online și de a învăța. Nu este ușor. O să spuneți, studenții nu vor să învețe, nu vor să acceseze materialele, să uite la ele doar înainte de examen. Da, dacă nu le dați ținta, dacă nu știu pentru ce trebuie să o facă, dacă acela este doar un material din care are de învățat pentru examen, da, asta este o reacție normală. Dar dacă el știe că pentru fiecare săptămână sau odată la două săptămâni că are ceva de înțeles ca să răspundă live în clasă, se schimbă foarte mult această paradigmă și acest mod de abordare. De asemenea, întotdeauna trebuie să integrați în context resursele educaționale, materialele de curs și absolut orice alte resurse suplimentare pe care le folosiți. Să comunicați cu studenții, iar acest lucru se întâmplă cel mai bine în întâlnirile sincron, care se pot face fie prin videoconferință, fie prin chat. Noi am recomandat sesiuni echilibrate de maxim 40 de minute cu pauză între ele, care în cadrul politehnicii au păstrat exact orarul care exista înainte, deci în întâlnirile în campus, dar care au fost mult mai mult scurtate, încât a permis studentului să se pregătească pentru următoarea întâlnire, să aibă timp și de pauză și să-și întărească, să zicem, cunoștințele din acea perioadă. Unii studenți au participat, surprinderea multora dintre colegii mei a fost că au avut prezență mult mai mare decât chiar la întâlnirile față în față, mai ales pentru studenții de la master, au participat mult mai mult online și au fost mult mai activi mulți dintre ei. Și de asemenea am cerut constant, și acesta este recomandarea noastră, să reduceți prezentările fără interacțiune, așa cum, de exemplu, fac eu acum și cum sper să putem să interacționăm în curând cât mai mult. Am recomandat tuturor să salveze înregistrarea, să se înregistreze aceste sesiuni online și să fie făcute disponibile. Ea este o resursă educațională liberă și accesibilă. Este indicat ca toți studenții să aibă acces constant, continuu la educație. Nu poți să faci discriminare pentru studenți, fiindcă unii nu au avut conexiune foarte bună într-un anumit moment sau dintr-un motiv sau altul, pentru că sunt foarte mulți într-o familie. Chiar mulți dintre ei au și copii, sunt căsătoriți sau nu au calculatorul lor propriu și nu pot tot timpul să se uite la toate întâlnirile online, să stea tot timpul online la toate. Plus că poate n-au înțeles, n-au putut să urmărească atât de repede, cum poate vorbesc și eu acum, ceea ce le-a prezentat cadrul didactic. Ei trebuie să poată să meargă să revadă acel lucru până când li se sedimentează această informație. Plus, nu uitați, această generație de studenți este generația video.
Ei consumă video constant, continuu, foarte mult. Pentru ei o resursă educațională de tip video bine realizată este mult mai valoroasă decât o resursă educațională de format text. Știu că o să-mi ziceți, bun, dar acolo este, adevărul, acolo există cunoașterea, da, dar strâniți-le interesul cu un video și dați-le de unde să studieze după aceea, poate chiar cu pagină, cu paragrafe, unde să se ducă să învețe efectiv, să-și aprofundeze cunoștințele. Dar strâniți-le interesul și oferiți în întâlnirile video, mai ales răspunsuri la întrebările pe care ei și le pun. Aici au fost câteva date din campusul virtual privind modul nostru de comunicare și, după cum vedeți, inclusiv modulul de note a crescut exponențial foarte mult. Foarte multe dintre note care până acum nu erau comunicate studenților prin campusul virtual au ajuns să fie comunicate prin campusul virtual. Evaluarea cunoștințelor, ceea ce noi numim examene sau evaluări. Eu le numesc la modul general întotdeauna evaluarea cunoștințelor, fiindcă evaluarea cunoștințelor nu trebuie să fie doar un examen. Ea trebuie să fie realizată constant, continuu, să fie cât mai centrată pe student și să încerce să îl încurajeze pe student să-și descopere abilitățile și competențele pe care și le-a dobândit, nu ceea ce nu știe, ci ceea ce știe, cum zicem noi. Au existat câteva modele pe care le-am propus chiar din prima zi. Politehnica a avut în același weekend, când am intrat, să zicem, în modul de transmitere online, prezentarea a treia pentru disciplinele din semestrul întâi, mai ales pentru anii terminali, care s-a dorit să se întâmple, s-au și întâmplat, au și fost studenți foarte mulți evaluați și foarte multe note realizate în această perioadă, pentru că Universitatea Politehnică din Timișoara și-a propus să termine cel târziu în iulie, dacă nu în iunie, cu studenții din anii terminali, absolut în aceleași condiții, la aceeași valoare, la aceleași abilități și competențe ca și cu studenții din promoțiile anterioare. Deci oral prin videoconferință, scris online și cu subiecte individuale și cu completarea de examen online și cu indicații de vizualizare prin videoconferință. Noi am recomandat, tocmai din experiența primei săptămâni, așa, primului examen complet online desfășurat, care a fost, să zicem, un test grilă, totuși există o supraveghere online prin videoconferința studenților. Chiar și mental, studenții sunt mult mai grijulii în ceea ce își accesează din informații. Atunci când evaluarea se dorește să fie în continuare identică cu cea care a fost realizată în campus, adică examen scris, oral sau teste grilă, care trebuie să fie prezentate de către studenți și validate de către cadrul didactic. Noi am încurajat de asemenea foarte mult prezentările de activitate, schimbarea acestei paradigme a evaluărilor de cunoștințe, în care studentul să fie evaluat pentru ce activități a făcut, pentru proiectul lor, nu pentru reproducerea unor cunoștințe, pentru modul în care el a aplicat, chiar și la examen, să se valideze prin realizarea unor resurse pe care studentul le-a făcut, cunoaștere, chiar un modul de curs pe care el l-a creat și pe care l-a validat bine și nu l-a copiat, fiindcă avem unelte prin care putem să validăm acest lucru. Poate că în acest mod studenții vor deveni mult mai atenți la ceea ce învață și cum învață și își vor dobândi mai bine competențele. Pentru noi în inginerie, mai ales, este vital ca studenții să realizeze proiecte bune, să știe să le definească, să știe să facă un plan pentru acele proiecte, să știe să realizeze un ghid la final pentru acel proiect pe care le-a realizat și să explice ce a realizat în acel proiect și cum a realizat în acel proiect. Noi numim aceasta, la modul general, evaluarea cunoștințelor prin realizarea unui e-portfolio. Ceva ce studentul, la final, poate să prezinte unui viitor angajator. Acestea au fost lucrurile pe care eu le-am făcut în facultate. Aceasta îmi dovedește mie competența și cunoștințele. Într-adevăr, și notele pe care le am pe diplomă, dar lucrurile pe care el le poate spune și le arăta public, care le-a făcut chiar el, atât pentru un angajator, cât și pentru el, pot să aibă o valoare destul de mare și destul de importantă. Întotdeauna am sugerat cât mai multe interacțiuni. Aici este cățelușa noastră, care fără interacțiune nu-ți oferă niciun pic de atenție. Trebuie tot timpul să interacționezi cu ea, să vrei să fie lângă tine, vrea să fie lângă tine, are nevoie de atenție. Așa considera și studenții. Au nevoie de atenție și de interacțiune continuă. Nu neapărat de mângâiat, dar de o mângâiat virtual și mai prietenos, în care ei să se simtă încurajați să facă acest lucru.
Vă încurajez constant să descoperiți informații cum să faceți lucruri. Există atât pe site-ul nostru o zonă care noi numim Open, unde sunt ghiduri, sunt resurse, sunt cursurile online, sunt toate resursele de la toate workshop-urile pe care noi le-am realizat. Multe dintre ele sunt integrate deja în unicampus.ro, unde sunt o felul de cursuri de educație deschisă. Vom mai adăuga încă foarte multe resurse în această zonă. Am creat de asemenea o zonă cu foarte multe alte resurse care sunt dezvoltate și de IEEE, și de Merlot și de foarte multe alte universități. Multe universități în această perioadă și-au pus la liber chiar bibliotecile online, resursele de date, cărțile pentru cursuri. Acest lucru sper să-l putem face și noi cât se poate de curând și să poată să fie disponibile acestea tuturor celor interesați din România și mai ales nu numai cadrelor didactice, dar și studenților. De asemenea, vă recomandăm să participați la webinariile online. Aici sunt webinariile pe care în fiecare luni le organizează Asociația EDEN, unde foarte mulți experți la nivel mondial vin și prezintă și discută despre aceste activități. Și îmi permit să închei foarte pe scurt cu această idee, că doar împreună putem să ne creăm un viitor mai bun și mai sigur. Ar trebui să folosim această experiență pe care o avem acum în validarea noastră ca și profesor de secolul 21, profesor și studenți care își doresc să creeze o lume mai bună, în care această experiență a consumerismului major să devină poate mult mai redusă și în care să ne bazăm pe cunoaștere și pe colaborarea dintre noi pentru a putea crea valoare și plus valoare societății. Vă invit să submiteți, să transmiteți lucrări cu experiența voastră din această perioadă la conferința EDEN, care ar fi trebuit să fie fizic realizată în Timișoara, în iunie, acum va fi complet online, deci va fi mult mai ușor să puteți să urmăriți activiața. Vom avea keynote speakers, persoane foarte importante, inclusiv creatorul și CEO de la Moodle, de la H5P, pe zona tehnică, oameni care de la UNESCO, care răspunde Global Education Coalition, vor veni online, de la MIT pe inteligență artificială. Deci vă rugăm să participați, să submiteți lucrări cu experiența voastră. Sunt indexate lucrările full papers, dar chiar și numai faptul că vei prezenta împreună cu colegii tăi. Taxele sunt incredibil de reduse acum, încât nu mai reprezintă absolut deloc nicio problemă din acest moment. Nu pot să zic la sfârșit decât că nimic, eu sunt totdeauna însă acest lucru, eu sunt uneori în față, dar lângă mine e o echipă de profesioniști, o echipă pe care noi am creat-o așa de-a lungul anilor, cu mulți lucrez de 26 de ani, cu unii doar de 3, de o lună, de 10, depinde, dar ei sunt oamenii care au creat în această perioadă suportul și sprijinul pentru campusul virtual și l-au creat continuu, deci s-au bazat pe experiența noastră. Și întotdeauna am spus că nu ești mai bun decât echipa pe care o ai. Și cred cu acest lucru. Deci nu poți să fii mai bun decât echipa pe care ai. Dacă echipa din jurul tău e bună, ești și tu bun. Și ei sunt cei care le mulțumesc încă o dată pentru dedicația pe care au avut-o, faptul că au lucrat chiar 20 de ore în această perioadă pentru a putea sprijini cadrele didactice din Politehnică. Aici sunt datele mele de contact și am să încerc să închei aici această prezentare în acest moment, încât să putem să luăm și din întrebări și să putem să și comunicăm între noi. Da, mulțumesc. Aș începe eu cu câteva mici comentarii. Între timp, noi am mai discutat puțin pe Q&A, ceva mai puțin pe chat, surprinzător și prin SMS-uri. Una dintre primele întrebări pe care le-am avut a fost cea dacă considerăm cumva că această experiență va trebui permanentizată și învățământul ar trebui să se transforme într-un învățământ online. Îmi exprim un punct de vedere personal și cred că putem să discutăm aici pro și contra, dacă este cazul. Deși recunosc, sunt un adept al tehnicilor educaționale moderne în educație și al utilizării de online. Mulți știu că am fost poate la originea
faptului că universitatea noastră este prima universitate tehnică care are niște specializări în regim de învățământ la distanță. Totuși, nu cred că învățământul tradițional va muri, să zicem, în ghilimele. Cred însă că învățământul tradițional trebuie să se transforme într-un învățământ bazat pe așa zisul blended learning, pe un învățământ de tip mix, în care sesiunile face-to-face să fie intercalate cu furnizarea de informații și de resurse educaționale online, utilizând tehnologiile noi, de utilizarea unei comunicări mult mai interse și mult mai directe cu studenții decât ceea ce avem acum. Trebuie să recunoaștem că există și o presiune din partea angajatorilor până la urmă, pentru că nu întâmplător noi la nivel de master am introdus chiar prin regulament că obligatoriu le acordăm suport online. Chiar dacă legislația românească la nivel de master nu prevede nimic legat de învățământ la distanță sau alte metode flexibile, ci doar metodele tradiționale. Dar știm cu toții că, de fapt, cei de la master lucrează full-time și suntem într-o situație controversată în care putem să ne prefacem că nu știu că ei lucrează, să facem compromisuri și să își termine cumva studiile, sau putem să facem o variantă mixtă în care să ne asigurăm că totuși ei au acces și fac niște proiecte, fac niște activități prin care nu ne e nouă rușine până la urmă să zicem că au încheiat activitatea. Deci cred cu putere în blended learning și cred cu putere în faptul că resursele educaționale deschise sunt cele care trebuie să crească foarte mult ca utilizare în România și asta vor duce până la urmă la o schimbare de paradigmă și de calitate în învățământ. Pentru că pe măsură ce cadrele didactice încep să utilizeze resurse deschise, să dea studenților teme prin care la rândul lor să creeze alte resurse educaționale, ajunge și transformarea studentului din simplu participant la actul educațional, sunt deja destul de obosit, într-un co-creator de cunoștință. Și abia atunci găsim saltul calitativ în care probabil că și el va găsi un pic mai multă, să zicem, recunoaștere și mai multă bucurie în ceea ce face și noi, la rândul nostru, ca și cadre didactice. Dacă sunt alte opinii și alte opțiuni, vă rog să le exprimați. Deocamdată, noi ca paneliști, să zicem, putem să ne exprimăm poziția, dar continuăm să luăm de la dumneavoastră întrebări. Până vă mai gândiți dacă doriți să răspundeți altfel la această întrebare, a mai fost o întrebare referitoare la MOOC-uri, la utilizarea de MOOC. Iana a menționat faptul că noi am creat o platformă de Massive Open Online Courses. Am răspuns acolo că am oferit-o ca variantă de găzduire liberă pentru toate universitățile din România. Nu a fost foarte mare dorință. Parțial și chiar dacă suntem între 175 de perechi de urechi și de ochi, dați-mi voie să o spun, cred că în primul rând datorită faptului că avem o mare reticență la a ne pune online liber anumite materiale de curs, pentru că nici noi nu mai știm de multe ori în ce măsură avem dreptul de copyright pe ele sau nu îl avem. Și în momentul în care te expui online într-un MOOC, te faci extrem de vizibil și te supui criticilor de rigoare. Oricum, întrebarea pe care aș vrea-o pe Diana să răspundă se referea la eventuala posibilitate de a face niște training-uri pentru dezvoltarea de MOOC. Da, am putea realiza, bineînțeles, training-ul pentru realizarea de MOOC-uri și cred că nu e numai o activitate care se poate face doar printr-un training. Cred că este crearea de conținut și de resurse online, mai ales, este mult mai dificilă și se face printr-o conlucrare directă între experți, să zicem, în zona de online și cel care deține cunoașterea și știe, de fapt, conținutul. Și întotdeauna, cum să zic, exact cum am spus și aici, întrebările trebuie să ți le pui mult mai pe bucățele acolo. Deci,
Una dintre carențele, după mine, ale învățământului superior din România a fost că, constant, de-a lungul anilor, noi am pus competențele finale ca fiind cele importante. Deci, ceea ce noi examinăm la sfârșitul unui semestru contează pentru student. Până când acest lucru nu va fi înțeles că contează ceea ce se întâmplă în fiecare săptămână pentru student, nu vom putea să ieșim din acest cerc vicios al evaluării competențelor în acest mod și al motivării studenților. E în online, e obligatoriu să fie așa. Deci în MOOCs, mai ales, care sunt cursuri libere, care le frecventează fiecare cum dorește și ce dorește, acolo e obligatoriu să gândești într-un plan săptămânal, în interacțiune, să te gândești ce vrea studentul să învețe acum și ce îi voi putea îi oferi ca și cunoaștere și ca activități ca el să le învețe și să le valideze. Și poate că acest lucru ar trebui să-l facem cât mai des și poate chiar împreună vom reuși să demarăm un campus. Eu aș vrea să-i adresez domnului rector, mai ales Florin Drăgano, întrebări așa, sau să spună și punctul dânsului de vedere, fiindcă... Da, voiam să completez ceva chiar la ce a spus Radu. Da, acum cred că principala problemă din punctul meu de vedere, nu referitor la anumite, să zicem, timidități în cursuri în MOOC sau, mă rog, ca resursă educațională undeva, ca resursă publică, după mine nu stă neapărat în anumite probleme de copyright, că nu știu dacă sunt atât de mari. În plus, știm foarte bine că suntem occidentali. E adevărat, noi în România nu prea înțelegem așa aceste lucruri. Predai foarte bine, mai ales pe un curs tradițional, materialele de referință, pe care sunt cursurile Biblii, să zicem, în domeniul respectiv. Nu reinventăm sistemele de operare sau reinventăm. Noi în România avem tendința asta de a face cursulețul nostru mic, care de fapt se inspiră din alte surse. Dar nu cred că asta e principala problemă. Pe mine am constatat în discuțiile cu colegii, sau, mă rog, aș îndrăzni să spun, că există anumite lipsuri într-o zonă de, să zicem, pedagogie digitală sau, mă rog, modul în care cadrele didactice nu au fost formate anumite, să zicem, competențe pentru a preda în zona digitală. Este tendința aceea de a preda ca și la curs, în mod normal, ca și în sală. Nu e chiar același lucru și atunci cred că de aici apar pentru început, pentru că suntem într-o fază totuși de început. Nu am fost obișnuiți, acum știți foarte bine și la învățământ la distanță. Era un număr de studenți, avem în unele cazuri acum 180 de studenți. E puțin mai greu de manageria. Știți foarte bine că am avut problemă cu verificarea dacă studentul e prezent sau nu. Pentru că noi așa suntem obișnuiți, că avem o prezență în regulament pe care o făceam câteodată în clasă, în sala de curs. Aici e un pic diferit și atunci cred că toate aceste lucruri pot fi completate pe o zonă intervenind și cu anumite cunoștințe și la cadre didactice, că, mă rog, e nevoie, cred eu, și cred că foarte mulți colegi ar veni în întâmpinarea unor astfel de traininguri pe un mod de predare dedicat online cu care ei nu sunt obișnuiți. Deocamdată, voi cred că foarte mult ați venit și, cum era și normal, pe zona tehnică, adică oamenii au avut întrebări foarte exacte. Cum îmi țin, eu știu, cum public ceva undeva, o informație pe campusul virtual sau cum țin un examen? Au fost întrebări de bază, dar foarte multe pe zona tehnică. Cred că pasul următor va fi o obișnuință cu ceea ce există. Ia foarte rapid, știți foarte bine că în prima săptămână s-a cam spus că, domnule, nu o să putem da examene online. A trecut o lună și tot mai puține persoane spun, da, mai sunt probleme la un număr mare de studenți, dar în general deja pe prezentarea a treia se dau examene online sau găsim modalități. Adică noi ne mișcăm, cred că nu noi, mă refer acum nu numai la Politehnică, dar ne mișcăm destul de rapid adoptând ceea ce ne permite tehnologia. E adevărat, puțin forțați de situație, numai că după ce am preluat, să zicem, acum mă refer general pentru toți colegii, ne va fi foarte greu să lăsăm anumite lucruri înapoi, ceva, să revenim la același tip de învățământ, nu de genul fabrică, cu oamenii care stau în bănci, noi suntem în fața sălii, mă rog, poate se pun întrebări, poate nu, știți foarte bine că nu întotdeauna sistemul nostru de învățământ, și aici mă refer și la preuniversitar, încurajează acest dialog, e câteodată greu să se formeze la universitate, deci un complex mult mai mare de lucruri, dar care cred că încet încet se vor transmite în așa fel încât, așa cum a zis Radu, vom avea o formă mixtă sau total schimbată în viitor apropiat. Acum aș mai spune, pentru că Diana mi-a ridicat o, mă rog, sau o întrebare, sau mă rog, mi-a ridicat o problematică legată de întâlnirile cu colegii care au fost săptămânale. Am avut, după cum știi, asta la inițiativa mea,
cu studenții, ceea ce a fost mai rar, pentru că general studenții au inițiativă să aibă întâlniri cu rectorul, nu rectorul să aibă întâlniri cu ei, dar a fost o problemă în campusul studențesc legat de acele cămine pe care le putem pune la dispoziție pentru situația de acum, dacă va fi cazul, și niște nemulțumiri, bineînțeles. Și atunci am zis, haideți să avem pe modelul cu cadrele didactice acea întâlnire săptămânală. Am avut săptămâna trecută și zilnic întâlniri cu toți reprezentanții studenților. Nu puteam să am cu toți studenții, că e vorba de 13.000. Atunci am avut întâlniri cu reprezentanții studenților și au avut întrebări foarte interesante, au pus chiar probleme la care poate nu mă așteptam să le ridice, dincolo de problemele clasice legate de un volum mai mare de predare, că s-au plâns și de aceste situații și știm că în anumite cazuri sunt și le-am și transmis colegilor, dincolo de absența unor materiale, în unele cazuri, că mai avem și cazuri de genul acesta, oamenii poate în unele facultăți, unele persoane n-au avut neapărat un material pregătit pentru online și atunci au avut puțin mai mult de lucru sau au mai mult de lucru în continuare. Deci au avut și probleme interesante din prisma lor, dincolo de cazări în cămine și alte lucruri. A fost foarte interesant și întâlnirile cu studenții, după cum știți, întâlnirile cu cadre didactice au fost, cred că, binevenite, adică eu am simțit un anumit vibe, să zicem, și în partea colegilor. Pe mulți îi cunoșteam, acum recent a fost campania, deci cumva ne-am întâlnit în facultăți și ne-am cunoscut mai bine, dacă a fost cazul, dar majoritatea ce am simțit eu, mai ales că acum am și prima lună de mandat, așa cum am zis mâine, am simțit o energie extraordinară în corpul profesoral, care cred că ne ajută și pe voi și cred că și voi ați simțit asta, acolo la cel, și pe mine ca rector al instituției, și cred că până la aceste întâlniri au avut un rol de, să zicem, energetic. Pentru mine cel puțin, iar pentru colegiul de informare, sunt convins. Mai era o întrebare, dacă poate aici răspund împreună cu Radu, referitor, adică noi am răspuns amândoi acolo, referitor la colaborări pe campus virtual, dar nu numai, de la Iași a fost o întrebare, dar e vorba și legat de Cluj. Noi avem pe Arut legături foarte bune, Politehnica Timișoara cu Universitatea Tehnică din Cluj, Iași și București, cele două universități, Politehnica și Universitatea Tehnică de Construcții. Chiar avem un grup în care comunicăm foarte rapid, chiar n-a zice zilnic, dar la 2-3 zile, pe probleme care ne leagă. Vorbim tot timpul telefonic, sigur vorbim săptămânal cu ceilalți rectori, pe probleme care apar, știți foarte bine, legate de învățământ, legate de un ordin de ministru sau de o hotărâre care ne ridică anumite semne de întrebare. Deci, din punct de vedere al folosirii unor platforme comune, acest lucru cumva s-a început să se ridice în Arut, în sensul că să vedem ce avem noi sau ce au ei, nu mă refer acum, noi avem campus virtual și mai avem alte aplicații software pe care le putem pune în anumite cazuri la dispoziție sau putem colabora în cadrul acelor platforme sau aplicații software, mă refer aici pentru, eu știu, să zicem financiar, să zicem gestiunea studenților sau gestiunea anumitor procese de universitate, în așa fel încât să folosim experiența Universității din Cluj pe domeniul unde ei sunt cei mai tari, și pot să vă spun că deja am avut o discuție cu domnul rector Țopa ca să folosim și noi tot ce au ei pe zona de digitalizare administrativă, și am avut o discuție cu firma care a dezvoltat acea aplicație și pentru ei și care mi se pare foarte interesantă, cu cei de la Iași am discutat cu colegul Marcel Istrate legat de anumite organizări ale lor, noi punem la dispoziție cu București la fel, adică va fi foarte ușor pe zona de Arut să ne intersectăm pe colaborări legate, dar nu numai strict de campusul virtual sau strict de online, ci legat de mult mai multe aplicații software pe care le folosim. Legat de Facultatea de Medicină, că am fost și acolo o întrebare, chiar am avut niște datorii, numai acum acolo amândoi și domnul rector Crețu este nou, n-am avut timp să ne întâlnim, efectiv, că începând cam în aceeași perioadă deja erau suspendate orele, dar eu intenționez, dacă sunt convins că și dânsul, să ne întâlnim, să stabilim conexiuni mai puternice și pe zona de cercetare, pentru că, așa cum am zis, medicul viitorului va avea o bucățică de suflet de inginer. Dar, Radu, dacă ai ceva de adăugat, te rog. Nu, în principiu nu, dar n-aș exclude și colaborarea cu cei din consorțiul universitar. Aprofit și de faptul că Madalin Bunoiu este prezent aici, îl salut pe Madalin. Ei vor și ține următoarea sesiune, de fapt, în cadrul acestei serii de webinare.
Și cred că până la urmă lucrurile care ne apropie sunt mult mai multe decât cele care ne despart și că putem găsi foarte multe căi de colaborare și pentru viitor, pentru că nevoia ne va împinge pe toți să ne luptăm la a găsi soluții și nu să ne luptăm la a împărți sărăcie. Absolut. Acum mă bucur că ai intervenit, mai ales că atunci, în momentul în care am decis suspendarea activităților, am avut o discuție cu Mădălin chiar seara de înainte și în dimineața respectivă, ca într-o formă sau alta, noi ca universități să nu ne lăsăm în offside unii pe alții. Eu am răspuns doar la cele două întrebări stricte pe Arut și pe n-am făcut o prezentare generală. Bineînțeles că noi colaborăm cu toate universitățile din Timișoara, nici nu intră în discuție, dar am răspuns întrebărilor punctuale ale regăsite pe Q&A. Da, am simțit nevoia să salut și eu pe Mădălin. Da, e foarte bine. E foarte bine. Mădălin, nu cred că e cazul, dar nu se te simte. Nu cred că se simte. Că nu mai suntem prieteni. Ne știm prea bine, nu cred că e cazul. Mădălin, poți să intervii dacă... Da. Bun, Mădălin va avea o intervenție săptămâna viitoare, acum dacă dorește spre sfârșit o să-l las să facă și el anunțul. Aș vrea eu să răspund la două întrebări care s-au pus în această perioadă. E o întrebare de la domnul Silea cu pregătirea tinerilor, mai ales cea practică, este considerată deficitară de către mulți angajatori. Cum rezolvăm acest aspect? Pot să vă spun că din experiența, mai ales a marilor universități, ei rezolvă acest aspect prin proiecte. Proiecte punctuale, care sunt proiecte solicitate și de industrie, dar și de comunitate. De exemplu, cum facem noi în specializările de multimedia și de tehnologii web și de telecomunicații, să zicem, în care lucrează echipa mea și colegii toți din centrul multimedia și tot. Facem foarte multe proiecte, împărțim studenții pe grupe. De exemplu, ei avea de făcut un site web. Da? Deci trebuie să învețe, să știe să realizeze un site web. Acest site web nu este doar un site web care se zice site-ul lor web personal sau cea, ci până să lucreze în echipă, fiecare cu sarcini foarte bine definite și noi facem site-ul web mai ales pentru comunitatea din jur, pentru ONG-uri, pentru școli, licee, pentru atât din țară cât și din străinătate. Deci ei lucrează efectiv ca și cum ar fi un client. Știu alți ca cu acea, să zicem, ONG și trebuie la sfârșitul semestrului să aibă un site web funcțional. Pentru asta ei trebuie să facă de la bun început tot, wireframe, partea de structură, la sfârșit chiar să furnizeze ghiduri de utilizare, fiindcă noi nu vom mai, noi livrăm produsul și ei trebuie să știe să și-l poată lucra cu el singur după aceea. Pentru ca să facă acest lucru, ei trebuie să facă ghiduri de utilizare, de folosire, interfețe, să știe să-i facă promovarea lui, să-i facă SEO, integrarea lui pentru motoarele de căutare. Deci e foarte complex lucru. Dacă ar făcut un site web propriu, care, să zicem, rămânea undeva pe serverele universității, tehnic știau să stăpânească limbajul. Dar le-ar fi lipsit această experiență practică. Deci, mai ales în inginerie și mai ales cu entitățile din jur, aceasta este experiența noastră de aici, din care eu știu și de la telecomunicații. Foarte multe exerciții sau multe proiecte care se fac cu Nokia sau cu alte firme din jur și care sunt proiecte înguste, care le pot realiza studenții. Nu sunt proiectele foarte mari de diplomă sau așa ceva în care nevoie de mult mai mult de lucru, dar care într-un semestru câțiva studenți pot să le realizeze și să le desfășoare. Și aceasta să fie regulă pentru toți. Toți de la acea disciplină. Nu doar cei mai buni să facă cu industria. Unele vor fi mai bune, altele mai puțin bune. Dar asta este. Așa vor învăța. Alt exemplu pe care eu îl tot dau așa este să colaborați. Îi puneți să lucreze mobilități virtuale. Să colaborați cu universitățile din afară. De 12 ani de zile colaborez cu colegii din Boston. Facem un proiect în primul semestru la tehnologii multimedia, în care doi studenți români cu doi studenți din Universitatea din America, ei trebuie să lucreze împreună să realizeze un produs. Cu tot cu parte de cercetare, trebuie să folosească unelte online, Padlet, o grămadă de alte unelte în care să își pună informațiile, cum le caută, să creeze un conținut comun care să-l poată prezenta după aia studenților. În ultimii ani au avut de făcut o aplicație de realitate virtuală sau de realitate augmentată. Și care întotdeauna este o aplicație reală. Ne-am concentrat pe mai întâi pe prezentare de tehnologii, după aceea pe turism, acum pe obiecte culturale, mai ales în contextul în care Timișoara va fi capitală culturală și am vrut să arătăm ce este în Timișoara din punct de vedere cultural comparativ cu Boston.
și să găsească inclusiv limitele comune și să le facă împreună. Această colaborare i-a motivat enorm de mult pe studenți să învețe și să facă o grămadă de lucruri. Când realizăm chestionarele de final de curs, de evaluare a disciplinelor, este primul lucru care mi-l menționează. Am studenți care, cum am zis, facem de 12 ani acest proiect, care vin după ani mulți și îmi spun că acel proiect le-a schimbat viața. Au învățat cum trebuie să lucreze într-un mediu global, online, cu alți colegi pe care nu-i știu, nu-i au văzut niciodată, nu știu nimic despre ei și să poată să scoată într-un timp foarte scurt, în 8 săptămâni, de exemplu, un produs care să fie viabil, fiindcă primesc notă pe el. Deci nu rămâne nenotat. Și un alt mod de a examina studenții și de a le valida cunoștințele. Poate că am răspuns un pic mai amplu la aceasta, dar am vrut să arăt că sunt foarte multe modalități și în special prin colaborare. Deci revin, colaborare și interacțiune. Deci dacă colaborați între noi aici în România, între noi și entitățile de companii sau comunitatea locală, cum sunt și acum în această perioadă de criză, mulți studenți de-ai noștri lucrează împreună cu Ventila ATM sau cu alte entități care realizează măști, 3D printing, ventilatoare, îmbunătățesc echipamentele din Spitalul Județean. Deci sunt câteva exemple, dar asta se pot continua. Nu numai în perioada de criză. Și sigur dau valoare mai multă abilităților practice și competențele lor de a face ceva, fiindcă le pune din nou ținta clară că ce au de făcut. Dacă mai vrei să mai iei ceva. O intervenție, l-a șucat pe domnul rector Drăgan, eventual să răspundă la o întrebare pusă pe Q&A de către domnul profesor Cotfaș de la Universitatea Transilvania din Brașov, referitor la modalitatea de cuantificare a orelor online cu orele din activitatea didactică. Da, noi pe lângă acele fișe de raportare pe care le-am transmis și pe care le-am lucrat la ele împreună cu colegii mei prorectori și care au fost transmise către cadre didactice, am transmis și anumite recomandări cu privire la modul de desfășurare activităților online, pentru că în primele două săptămâni, zicem, am constatat că anumite activități se desfășoară, nu știu dacă sună, poate sună ciudat, excesiv, în sensul că se desfășoară exact cum se desfășurau la sală. Atunci am rugat cadre didactice să nu... Pentru că ce se întâmpla? Se întâmpla faptul că anumiti studenți își pierdeau poate din interes sau, mă rog, aveai niște utilizatori online din care poate doar jumătate mai erau activi după o anumită perioadă pentru că trecea foarte mult timp și le pierdeai din atenție. Atunci am transmis anumite informații de la nivelul universității cu timpul efectiv de desfășurare a activităților în online în fața studenților sau cu studenții, completarea timpului aferent urmând să se facă prin răspunsul la anumite întrebări. În momentul în care mergem într-o sală de curs, ținem un curs, la un moment dat încurajăm întrebările, în online e puțin mai dificil, mai ales dacă au 150 de studenți, s-ar putea să nu fie întotdeauna la fel. Și atunci se transmit materiale adiționale, poate anumite tutoriale care se adaugă, poate anumite răspunsul la e-mail, răspunsul lucru pe forum, care e o activitate specifică online-ului și pe care la activitatea de tip față-înfață nu o aveai. Erai la curs, dura o oră, mă rog, 50 de minute ora și după două ore, mă rog, aveai consultații undeva la un moment dat, dar astfel de întrebări de lucru pe forum, de întrebări pe e-mail, să zicem, sau în campus, completează informațiile care sunt transmise direct în mediul online. Pentru că în online nu rezistă cu atenția și, într-un fel, e și normal, la fel de mult ca atunci când sunt într-o sală în care, volens, noles, te uiți spre tablă sau spre cadrul didactic. Acum, între noi, fie vorba, nici acolo nu rezistă foarte totdeauna cu atenția, pentru că și-o mai pierd, dar, mă rog, măcar îi avem în față. Aici, de multe ori, se impune o anumită intimitate, nu poate să avem studenți, și asta că suntem în România, știm despre ce vorbim, cu situații mai bune, mai nu toți au un birou la care să stea și să desfășoare acele activități, atunci, într-un fel, e normal să existe acest timp diminuat, dar completat cu celelalte activități pe care noi le-am transmis către colegii noștri cadre didactice prin informări de la nivelul universității. Da, mulțumesc. Nu mai văd să fie întrebări esențiale la care nu s-a răspuns și constat că noi deja am cam depășit timpul pe care ni l-am alocat. Așa că aș lăsa-o pe Diana eventual să facă anunțul referitor la
următoarea sesiune și dacă mai are ceva de adăugat, da? Da, mulțumesc mult, Radu și Florin. Foarte pe scurt, aș vrea doar să mai răspund la o scurtă întrebare legată de securitatea datelor și de echipamente. În primul rând, pentru că multe sunt calculatoare și tablete și telefoane personale. Da, noi trebuie să avem o foarte mare grijă la confidențialitatea datelor, inclusiv, mai ales când înregistrăm studenți, când vedem cu ei, trebuie să le cerem voie, ei să înțeleagă acest lucru. Noi și pe campusul virtual avem un document foarte vast de confidențialitatea datelor și de securitate, care toți trebuie să-l agreeze în momentul în care accesează campusul virtual, asta fiind una la mână. Dar, de exemplu, în Politehnică, toate cadrele didactice au putut să meargă cu calculatoarele lor de la facultate acasă, unii chiar cu echipamente, că au putut să filmeze și să realizeze anumite experimente acasă. Asta a fost o politică care s-a dat chiar în primele zile de trecut, să zicem, în acest mediu online, prin deciziile Consiliului de Administrație, că se pot duce acasă echipamentele, mai ales cele care pot fi transportate, ca acum la construcții, de exemplu, sau la mecanică, a fost mult mai greu și, în consecință, cadrele didactice de acolo au mai mers din când în când la facultate ca să poată să filmeze sau să arate efectiv în laborator, sau filmat în laborator făcând anumite exerciții sau anumite activități de laborator. Acum, securitatea, mai ales pentru zona de online. Atâta vreme cât crezi în educație liberă și în educație deschisă, cred că mai puțin trebuie să ne îngrijorăm cine ne vede, cum ne vede și cum ce folosește. Ar trebui chiar să ne bucurăm că mai multă lume folosește resursele pe care noi le realizăm și le facem. Gândiți-vă cum ar fi pentru marile universități americane care își pun toate resursele la liber, cursurile la liber, găsești inclusiv planificarea cursurilor lor, resursele de curs, cărțile la liber. De ce o fac? Accesul la cunoaștere determină cunoașterea. Nu putem să creștem ca și societate dacă accesăm cunoaștere. Această frică de a accesa cunoașterea sau cine va veni și îmi va folosi altul materialul meu. Da, îl poate folosi, dar trebuie să spună de unde l-are, care e sursa primară. Și acest lucru noi trebuie să-l înțelegem, acest lucru trebuie să-l educăm, atât pe studenți cât și pe colegii noștri. Orice care nu încalcă drepturile de copyright, de aceea există licențele libere, licențele de tip Creative Commons, se poate refolosi, menționa, reutiliza, și așa funcționăm într-o societate de secolul 21, cu menționarea resurselor primare, de unde vin, cum vin, care sunt, pentru, cu link-uri directe și tot. Deci așa se poate lucra. Deci asta este punctul meu de vedere și cred că și punctul de vedere într-un fel al nostru, al tuturor pe aici, prin Politehnică, sper cel puțin. Am să vreau foarte pe scurt doar să vă arăt, fiindcă cred că e mai simplu să vă arăt ce va fi, să zicem, la final ca și ce veți primi dumneavoastră ca și badge. Deci noi vom acorda niște, niște open badge-uri, care sunt resurse certificate digitale, care le veți primi fiecare online și pe care le puteți după aceea și disemina, distribui pe toate rețele sociale sau pe site-ul dumneavoastră. Dorim să popularizăm cât mai mult acest lucru, care este foarte popular în Occident și care, mai ales în zona de IT, inclusiv în România, este incredibil de popular. Mulți angajatori se uită după ce badge-uri, ce certificate digitale au viitorii angajați. Și să vă anunț că la acest link puteți să găsiți toate webinarele care vor urma. Dorim să facem, să realizăm cel puțin 8 în fiecare zi de miercuri la ora 16 și să anunț următorul, care este realizat împreună cu Universitatea de Vest. Va fi moderat de profesorul Mădălin Bunăr, care este prorectorul academic de la Universitatea de Vest și care va prezenta în special percepția studenților și a cadrelor didactice cu procesul educațional online, împreună cu doi colegi ai dânsului de la Universitatea de Vest, domnul conferențiar Marian Ilie și doamna conferențiară Irina Macinga. Și vă rugăm să vă înscrieți la acest webinar. Nu este doar aceeași înscriere pe care ați realizat-o pentru acesta. Va trebui să vă înscrieți pentru fiecare dintre ele, fiindcă asta, din nou, protecția datelor și securitatea, confidențialitatea datelor. Noi să vă putem trimite acel link, să puteți să comunicați cu noi, să putem să vă trimitem badge-ul. Deci dacă dumneavoastră nu vă veți înscrie, noi nu putem să facem acest lucru. Da? Veți putea urmări pe YouTube,
complet la liber, fără niciun fel de problemă, dar nu veți putea interacționa atât de direct cu noi prin întrebări și prin răspunsuri. Și am să-l las pe Mădălin să un 30 de secunde să vă facă invitația pentru următorul webinar. Da, mulțumesc foarte mult, Diana, salut Florin, salut Radu, vă mulțumesc pentru că ați inițiat această serie de întâlniri. Chiar cred că este foarte utilă în perioada pe care o parcurgem, nu o să mă întind deloc. O să spun doar că săptămâna viitoare dorim să vă împărtășim din experiența noastră la UVT vis-a-vis de această experiență a procesului educațional online. Am pus în rulaj două chestionare, unul adresat cadrelor didactice și unul adresat studenților. Avem un număr consistent de răspunsuri la ambele, așa că analiza noastră este una care are în mod cert reprezentativitate. Colega mea, doamna profesoară Irina Macinga, va vorbi despre chestionarul, despre rezultatele chestionarului pentru studenți și Ilie Marian pentru cel legat de cadrele didactice. Sunt doi colegi care au experiență în acest domeniu și sunt și eu foarte curios, aștept să văd aceste rezultate, încă nu le avem, le prelucrăm în zilele următoare, astfel încât vor fi foarte, foarte calde pentru noi toți. Este clar că experiența aceasta a fost o provocare, dincolo de experiențele mai consistente sau mai puțin consistente pe care le aveam fiecare înainte. Și la noi s-a întâmplat o chestiune similară legat de faptul că aveam foarte multe conturi care erau date spre utilizare, multe au devenit active acum, dar mă rog, detalii săptămâna viitoare. Mulțumim mult de tot, Mădălin. Săptămâna viitoare, Universitatea de Vest, peste două săptămâni despre OER și despre MOOC, împreună cu colegele mele, Carmen Holotescu și Gabriela Grosec de aici, din Timișoara. Peste trei săptămâni, Universitatea Tehnică din Cluj și după aceea, probabil, cea din București. Vă așteptăm, vă dorim să vă înscrieți din nou și la revedere. Vă mulțumesc foarte mult. Toate resursele și înregistrarea și prezentarea vor fi disponibile pe site la noi, care va deveni resursa unde veți putea să regăsiți toate informațiile și ghiduri și mult mai multe lucruri și unde sperăm să comunicăm cu dumneavoastră. Radu, Florin? Da, mulțumim mult tuturor. Succes în tot ce înseamnă activitate pentru perioada asta și multă, multă sănătate. Da, aș adăuga, având în vedere că vin sărbătorile, sărbători pascale binecuvântate pentru toată lumea și o vacanță cât mai plăcută și cât mai odihnitoare, mai ales că majoritatea celor de aici au lucrat foarte mult în ultima perioadă. Mulțumesc mult, numai bine! Ai dreptate, Florine. Stăm acasă de Paști ca să nu creăm probleme. Da. Ne dorim să fie liniște și sănătate. Da. Chiar nu o să mai merg la rectorat, dar stăm acasă. La revedere, numai bine! Oricum, nu te durbănuiesc la biserică. Chiar dacă aș vrea să nu fie interpretată chestia asta. Așa e, da. Cum se poate interpreta. Multă sănătate tuturor și sărbători fericite! Vă așteptăm, vă mulțumim, la revedere tuturor!